După cum ați putut observa și dumneavoastră, suntem la 3 săptămâni de când a început o nouă creștere a numărului de cazuri, o nouă creștere a transmiterii în comunitate, odată cu cele 3 etape de măsuri de relaxare, precum și după weekendurile prelungite. Dacă am recomandat și recomandare în continuare păstrarea unor reguli, păstrarea unor principii, păstrarea distanțării fizice, am putut observa că aceste lucruri se respectă din ce în ce mai greu. Astăzi s-a făcut o altă evaluare în care am constatat că atât partea medicală cât și parte de populație au în continuare acea tendință de a menține doar parțial aceste restricții. Avem un număr crescut de cazuri în ultima săptămână. Avem un început de transferuri de pacienți din terapii intensive din diferite spitale către alte spitale care au locuri în aceste terapii. Avem un număr scăzut de locuri în terapiile intensive din București. Rămân și intervin cu aceleași recomandări. Putem gestiona acest număr de cazuri, dar recomandarea rămâne aceeași. Haideți să menținem acele principii, acele reguli de distanțare fizică, precum și acelorași recomandări. Suntem într-un moment în care cu toții trebuie să gestionăm o situație. A fost 1 iulie, trebuiau să existe niște măsuri de relaxare, le-am amânat, am avut discuții cu toți factorii decizionali, cu toți agenții economici, precum cu toate asociațiile implicate în acest moment. Referitor la deciziile Curții Constituționale și motivarea apărută ieri, în care se specifică că necesită niște clarificări și o mai mare previzibilitate, țin să menționez că lucrăm în acest moment la un proiect de lege și avem acea rugăminte ca toți factorii implicați, Parlament, opinie publică, să se implice activ pentru a putea gestiona o situație pe care, în acest moment, mă repet, o controlăm. Tot ce ține de carantină, tot ce ține de izolare la domiciliu, rămân în continuare ca și recomandări, atât pentru populația civilă, cât și pentru partea și corpul medical. Avem un corp medical care deține în acest moment controlul, deține în acest moment evaluarea unor pacienți infectați cu COVID-19, dar interpretarea particulară sau personală a fiecăruia dintre noi a acestor decizii pot duce la efecte nedorite. Recomand corpului medical ca fiecare pacient să beneficieze de tot ce înseamnă explicație vis-a-vis de carantină, vis-a-vis de boală transmisibilă, vis-a-vis de izolare la domiciliu. Izolarea trebuie să continue, iar recomandările pe care le-am făcut pentru toți pacienții asimptomatici sau cu simptome ușoare, deveniți asimptomatici, care se externează, să rămână de bază. Recomandarea de izolare nu este doar o recomandare strict medicală. Tot ce înseamnă criteriul epidemiologic este cel care ne indică că măsurile de izolare, într-o primă fază până în 14 zile, sunt cele care au dus la rezultatele pe care le-am avut. Dacă acum 3 săptămâni avem acea rată de transmitere 0,6-0,7, astăzi mergem spre o rată de transmitere de 1,4. Am putut vedea recomandările Uniunii Europene, tot ce înseamnă state comunitare sau state terțe, pentru izolare și carantinare. Acea izolare pe care am păstrat-o și noi rămâne de bază. Mă repet, în pofida a tot ce se discută, în pofida a tot ce se întrevede pe fake news-uri sau site-uri neautorizate, rămâne o regulă de bază. Nu este doar pentru noi ca Minister al Sănătății sau INSP, este pentru tot ce înseamnă familiile dumneavoastră, pentru tot ce înseamnă vârstnicii care avem în familie, dar pentru tot ce înseamnă ca persoane în jurul nostru. Menționez că pentru cei care primesc această recomandare de izolare, rămâne, dincolo de decizia curții, acel articol din codul penal de zădărnicire a bolilor transmisibile. Într-un context în care fiecare care ne știm, asimptomatici, tratați în spital până în a 10-a zi cu recomandarea de izolare la domiciliu, vă rog să aveți în vedere și acest lucru. Rămân cele 4 zile pe care trebuie să le avem de izolare voluntară la domiciliu. Ne pregătim pentru un proiect legislativ pe care îl vom și promova în ședința de săptămâna viitoare a Guvernului, care tocmai acele recomandări ale Curții Constituționale vrem să le clarificăm foarte, foarte atent. Boală transmisibilă, carantină, izolare, tratament și internare. Recomandările și, eu știu, articole care nu sunt conforme
conform constituțională din legea 95 sau din legea 50 sau din ordonanța de urgență din 99, suntem în măsură să le putem reașeza legislativ. Dar avem nevoie de cooperarea noastră, avem nevoie de colaborarea corpului medical, tocmai pentru a gestiona acest moment, oarecum de incertitudine, atât la nivel legislativ, dar și la nivel medical. Mă repet, discutăm profesional, la nivel epidemiologic, în contextul în care această izolare trebuie să existe, internarea persoanelor simptomatice și cele care din asimptomatic devin cu simptomatologie prezentă în spitale trebuie să fie absolut necesară în vederea identificării, dar mai ales în vederea izolării anumitor focare. Avem în continuare focare în desfășurare, avem în continuare focare care se nasc dincolo de cele pe care le știam vechi, la nivelul spitalelor, la nivelul instituțiilor persoanelor vârstnice, la nivelul instituțiilor persoanelor cu afecțiuni neuropsihice sau celor care îngrijesc. Ține doar de noi și de acel spirit civic de cooperare a populației civile în respectarea acestor reguli. Astăzi dimineață am avut întâlnirea împreună cu domnul prim-ministru, cu organele de control. Pentru aceste lămuriri dau cuvântul domnului secretar de stat Despescu. Bună ziua tuturor! Urmare analizei efectuate, au fost stabilite mai multe măsuri, după cum urmează. Suplimentarea efectivelor și forțelor care acționează în teren pentru verificarea respectării regulilor de protecție sanitară, organizarea unor grupe de coordonare operativă la nivelul municipiului București și în județe, sub coordonarea prefecților, cu scopul de a analiza situația operativă și a direcționa forțele către zonele de risc identificate. Organizarea unor echipe mixte, formate din polițiști, jandarmi, pompieri, reprezentanți ai inspectoratelor teritoriale de muncă și direcțiilor sanitare veterinare, dar și reprezentanți de la protecția consumatorului pentru a efectua verificări operative. Am stabilit organizarea unor acțiuni cu efective mărite, organizarea acestor acțiuni vizând mai multe zone, zone aglomerate, centre comerciale, transport de persoane, piețe, atât în zona urbană, dar și în zona rurală. De asemenea, acționăm cu prioritate pe litoralul Mării Negre, în zonele turistice, în zonele de munte și vom aloca suficiente resurse astfel încât să acoperim cea mai importantă perioadă din această lună, respectiv zona sfârșitului de săptămână, unde foarte mulți cetățeni sunt prezenți în spațiile publice. De asemenea, vom transmite un număr tel verde la care cetățenii se poată sesiza neregulile constatate, nereguli pe care le vom verifica operativ. Nu ne dorim să aplicăm sancțiuni, dar acolo unde vom constata încălcări ale legii, vor fi luate măsuri ferme.